În curtea Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin se lucrează de zor la amenajarea spațiului verde. Au fost trasate aleile, copacii au fost toaletați, iar în câteva zile se va turna și asfaltul. Suntem înaintea graficului de execuție. În vreo 2-3 zile se termină partea de pământ pentru zona verde. După aia ne apucăm și asfaltăm în maxim o săptămână de zile. Jumătatea aceasta va fi gata și o să atacăm cealaltă jumătate a parcului. Între timp, până când spațiul verde va fi amenajat, bolnavii își petrec orele de repaus în aer liber recomandate și de medici pe cele câteva băncuțe din fața intrării principale în unitatea medicală. Când vă recomandă doctorul, stați la aer, unde stați? Nu avem unde să stăm. Pe coridor, unde să stăm? Cam puține locuri, dar astea sunt. Nu avem ce face. Reprezentanții autorităților județene au cerut mutarea spațiilor comerciale din zona intrării vizitatorilor într-un perimetru special amenajat și totuși mai există un singur comerciant care a refuzat să-și mute toneta. În câteva zile se va turna asfaltul, vom finaliza și cu partea verde până la sfârșitul lunii, de asemenea vom aduce băncuțe și iluminatul așa cum prevede proiectul. Am avut o discuție și cu comercianții, mare parte au înțeles, sper ca și ultimul dintre ei care n-a înțeles să dea dovadă de înțelegere și să-și dea seama că este, această lucrare este, în binele, este pentru binele întregii comunități și nu trebuie să dea dovadă de egoism. Reamenajarea zonei verzi a Spitalului Județean de Urgență cuprinde și modernizarea parcării unității medicale. Lucrările sunt realizate de către Consiliul Județean Mehedinți în parteneriat cu Primăria Drobeta Turnu Severin.